Bă, hai să facem comparativ între toate și culori. Eu vă zic ce este adevărat. Am început să am gândit una de adevărat. Vreau să ne împăcăm cât de cât să putem discuta ce e întâlnire la o casă. Da, nu se ne hotă. Nu că se hotă, că se hotă. Dar cât de cât să zice civilizat. Dacă te cât putem. Că nu e la un moment dat, am demonstrat la civilizat. Facem comparații între fapt și jurat. Uite, Adriana a făcut facultate particulară. Și eu încep să am facultate particulară, dar în câteva luni s-a rezolvat să te face profesorurile. Că mă ține el pe banii în facultate. Eu oricum vreau să rămân. Facultatea, că știam profesorurile la un moment dat. Dar n-a rezistat, n-a rezistat nici măcar un an. Să vadă dacă e o examen. N-am uitat nici în prima sesiune. Cumva ală de sărbători, că-i tot o lăsă pe drăzie. Îl pacă și văd, în bucătărie. Băi, uite ține de gântate! Păi că e foarte bine. Renunț, dau la stat. Nen, băi! Tu știi, dacă vreau să dau la medicină, era unii care dădea 10 ani în continuu. Nu era visul meu, visul meu era să mă fac inginer genetician. Sunt grea facultate, numai că am fost frage la PAC și m-am știut să învăț. Era la biologie și mai era ceva sexy la biologie, era multe gagici și mie îmi place gagici. Să fiu înconjurat de gagici, că mă trec bine de ea. Dar pe undeva a fost bine, că mi-a dus drumul din vieții și am cunoscut-o pe Adriana, mi-a început noi. Dar uite, ea a recunoscut ceva. După aceea, când ai zis, tu știi cine m-a ținut pe mine în facultate? Păi, tu cine fată? Că a fost o facultate, costă, serul, filialea, să te prezinti la transportul, cât de cât o alimentație bună să te gândească credii. Marian, fratele mai mare. Am muncit ăla. Aia se va critica pe ăla. Dar ea are cunoscut de pe ăla. Dar voi. Sori mea, eu aș și oameni s-a criticat pe fetiță. Că ea e ca o fetiță la mintea ta. E ca un copiaș. Ea zice să se întrece cu fetiță. Că nu se mai uită cu altă fetiță. Și eu trebuie bineînțeles că se uită la mintea ta. Dă-mi păcăție. Că voi ne scapi, ca viperi, ce am văzut la voi în casă, am văzut la mine în casă. Când veneam la voi în casă, am văzut mărit din unul pe la o. Ai plecat, tu te-ai despărțit, bă, îmi pot ca-ți de voi, bă, pătru din voi. Cine crezi tu că voi amândoi aveți probleme de comportament? Nu știu dacă sunt chiar pentru că aveți probleme mari de comportament. Voi vă împăcați, vă potriviți. Voi țipați, urlați, săriți în sus! Sunteți și castanci cu toate că sunteți piti și strâng, dacă vă dă băiatul un brand, v-am originalizat. Dar mi-e mereu rușine de rușine ca un brother-in-law. Tu crezi că eu, Cristi, și el are probleme de asta. Tu crezi că eu cu Marianne m-am încercat vreodată să spui de aia vorbeam cu băiatul. S-a lăsat-o pe față să facă facultățile și a făcut facultățile. Și a vrut să mă ajute și pe mine cu adică de mare. Era bagiar undeva și a vrut să mă bagi bagiar, că era salariu mai mare, că eram electrician. Și era înțeles, eu mă gândeam la altă variantă, dar n-am vrut să fac. Deci am nevoie să-mi bag pula. Trebuie să fac o invenție tehnică, să o vând la o SIM, o patentez, o vând, fac rost de cașcaval și dau la față cu toate, că era din bortele alea. Nu are nici copii, de anul respectiv, dar am văzut, trebuie să fac rost de bani. Dar și Marian s-a gândit la mine. Eu vrea să mă angajez la firma aia de bodyguards, era bodyguard, de-aia zbăi.
Eu nu prea sunt simpatic ca persoană. Sunt puternic ca orăcu. Câteodată am atenție distributivă, văd multe lucruri, chestii astea. Dar câteodată sunt cam poetesc, ne-am explicat eu și mai uit lucruri. Acolo trebuie să zic, da, spun tot timpul. Știu că tentam să la lua ăla. Era vorba de 100 de euro. Îmi trebuie, îmi vine copii, îmi trebuie bani, ca scavalul. Pentru că m-am gândit și la fără asta, dar nu am explicat lui Marian în minutul ăla. Bă, mai am o soluție. Eu mă gândesc să fac o inversie. Asta încă ne înțelegeam, că era un testul cu Adiana, era aia, era cu bursa la ură, cum se zice, la pere. Și era necesar, dar diplomatic, știi? Noi zic, n-am să fie. Deci nu vor face ceva. Eu aveam de gând atunci să fie în facultate, am să fac facultate de drept, că eram cu ce zice cu la mea. Aia am la perfecție. Am scris ea relația, dar asta, asta e. Încă ne înțelegem bine cu Adriana. Dar are conștut chestia asta. Și ea a fost traumatizată cu părinții ei. Mi s-a întâmplat și aici, mi s-a întâmplat și mie. Ea avea un apartament care i-a vândut părinții. Și ea a dat un harti dicții de trei ridichii, a tocat-o în bagajul, i-au copii, tine și Marian și Cristi și Adriana, au împărțit banii. La fată i-a luat 10 trei, dar degeaba i-a luat 8. I-a luat 10 să mări, știi? Da, da, aveam o fiu frumoasă. Dar ea mi-a pus o condiție și a văzut că, bă, băi, stau cu mama, soacră. Când o fi, luau cum așa în tăzat. Aduc și o zestea. Am văzut că cream o cocitare. Dar când o fată, nu știu. Mai știu răbdare 3 ani, că este mama la pensie, că era legea aia. Deci, aolo, asta e disparată, mă! De-aia mama s-a întâmplat, de la bunul Dumnezeu, nu știu cine a mea, s-a întâmplat, că a făcut ea ce a făcut și a ieșit la pensie anticipată. Păi, de cap, e chestie, la un moment dat. Da, da, vina pe mine. Eu eram de vină. Că trecem pe la, la servici, din când în când, bă, copiii nu pot să vină la servici, la mamă, la tată, care e problema? Mai ales că nu era cu pază, zonă protejată, era un spital, lucrai în spital. Nu erai doctor, docent, pula mea era o simplă infirmieră. Ce dreapte, nici măcar asistentă medicală mea. Deci ea a recunoscut faza asta. Adrian. Și a întrebat un tot. Că astăzi mă întrebam, de unde pula mea a avut asta bani să facă facultate? Eu n-am putut să fac facultate pentru că n-am mai avut bani. De-aia, nu ți-am mai terminat de lucru. Am zis că am dărit pula. Aia după asta răspună pe mine, dar e greu de-a putut. Chiar ce zic, mai ales nu știu ce fac. Mariana va tata și tot intelectuală era cel mai bine pierdut. Eu l-am întrebat într-o zi, Mariana, cum vei face facultate? Citite mult, știam pe istorie, voi ești eu într-o știu. Păi, voi cea la băiat. Citite, cred că de eroi de ăsta. Domnul tău, dar alea. Am de dea lecții la fața asta. N-am știut nici acum, dar am știut și eu câte ceva de deputat. Puțin o conversație și pe domnul. Asta. Bună toate astea. Deci pe tine. Ai, era cum maca ta, nu era concurenta ta. Și Cristi are probleme de comportament, că m-a amenințat. Și a pus amenințările în practică, de înainte, că m-a prins. Îi da la magistrat, i-am dat în titlu. Așa, ce mamă, cât de inteligență este. Atunci eram prieten cu Ioana.
Face ce, bă? Eu am să-i uitat pe YouTube, aici că nu se uită la ce. Am zis, ia uite-te pe YouTube, nimeni. Când îl aude pe ăla, zice, face, bă, da, prost, bine. Face cam prost. Da, mișto, l-am înregistrat. L-am dat pe speaker și a zis, nu scap tu de mine să vă șepul la mea foc. Păi, băi, nu știu că ești cam pe la cap, dar ești și prost. Că de obicei una se împătește cu alta. Și și futul. E, ca să nu continui proverbii. Și și frustrat. De ce? Că ești al doilea născut și niciodată nu o să fii forț prin de forț. Ăsta se numește fratricid, ce faci tu. Tu vrei, cum face sora, de exemplu, să iei conducerea familionului. Bă, niciodată nu mă să te conducere. O să fii sencăreva. Omoară-ți fratele și atunci o să fii tu, forț. Cămăzina familiei Adriana. Cristinel. De cine ești tu copil? Să vezi cum e. Să plimbă inima în tine. Iubești copii? Eu cred că te zgiulești cu copii. Păi dacă erai un crișor frumos, în loc să te răzbun pe mine, o ponderai pe sorta. Păi eu pe sorta m-am păcat odată cu copii. De-aia le las de fapt lor mesaj. Bă, voi vă potriviți, mă. Când v-am văzut vă pe voi, sunteți cam mășcată, parcă se bătea ca nebun. Eu am trăit în casă de nebun. Când le-a apucat toți dracii, se bătea. Tata, cica, uite, este pura. Nu sunt inventii. Eu puteam și mă uitam, eram copil mic. Aș fi fel să-l bat. Dar nu puteam. Era toată lumea. Femeia avea, era mama mea, avea nevoie de ajutor. Doar mi-au dune împinge. Și era și inteligența ta. Când începea scandalul la noi, noi eram vedete aici, mă, pula mea. N-am auzit, dar mai auzit oameni să certe. Dar se mai calmează, mă, pula mea. Eu n-am avut o zi de naștere. Dacă la cetății tot timpul te plângi. Nu, asta e istoria vieții mele. Tu știi că mie nu s-a organizat nicio zi de naștere? Nici măcar când era copil mic. De ce n-aveam bani? Și trebuie bani, trebuie la o zi de naștere. Iei câteva prăjituri, invită și niște colegi, e copii alea, suflă la lumânări, la mulți ani, bă, gata, e mai construit până. Nu, era bine lor. Deci ăștia sunt singuratici, dar sunt nu antisociali, asociali. Ei nu pot rău de relație cu oamenii. Mama e mai sociabilă. Dar s-a făcut și asta cu curez. Dar s-a luat după ăsta. Nu, eu nu prea avut prieten. Dacă a avut un prieten, greu, dreptor. Am mai avut un prieten acum la bătrânețe, câte să de acolo la drojdie, s-a certat școala. Eu cred că tata stă singură la așa. Mai vine fata până la el. Stă singurel. A scăpat și de singurul om care îl iubea cu adevărat. Băiatul lui. De ce? Tata, revelația, apocalipsa, că asta înseamnă. Fata te iubește condiționat că îi dai cașcaval la fată. Mie nu-mi dai niciun cașcaval, te iubeam necondiționat, ai iubirea adevărată. Deci ar trebui să te mai gândești, știi, că dacă taci așa de-n gură cu taci, o mai iei pe o drojdie, că pe acolo că faci la drojdie fiecare. Bea și tu mai pe jumate așa
Și începi să te gândești, băi, ce am făcut la viața mea? Am făcut 2 copii. Da, am realizat. M-am priceput, am fost meseriaș bun, băiat foarte inteligent. Dar, pula mea, ce am realizat eu la viața mea ca să fiu mulțumit? Ar trebui să fiu un om norocos și fericit. Chiar fericit. Am un copil brilliant, dar e nebun. Dar acum, adică eu, care eu trebuia să îl moștenesc. Că eu întotdeauna, tata, după tradiție din România, patriarhală, știi ce e matriarhă și patriarhă? Eu port numele tău. Fata, dacă se remărită încă o dată, schimbă numele. Și a schimbat și anumele, da, așa, de rahat. Am văzut că o cheamă iar, văd. Așa, v-am pula. Creștină ortodox. Bă, mai bine rămâne cu numele de anglă, bă, la cei pe la rău, bă. Te potrivești cu... Sau dacă erai fată deșteaptă, ca să nu-l jignești pe bărbatul tău, că eu cu Adriana aia cât de când m-a respectat și când am cazit. Aia cât de când m-a respectat, vreau numele. Dar nu mai vreau. De ce? Dacă am divorțat. Vreau numele. Și am așa obsesie, dar am niște obsesie. Ia propun numele meu. Nu știu ce, propun la numele. Nu, că nu-mi place. Ce m-am mai plăcut? E numele ultimesc. Că Radu, Radu Mami, Radu Lei, la ultimesc, că vine din Oltenia. Și te cântui că nu-i tactul, tata sunt mai dezinformat. Te-a recunoscut. De ce? Ei n-au fost cărători. De ce ai fost făcut în curvă reselă? De aia erai traumatică. Mama aia, Paulina, a purtat lume. Numele de Teti. Nu-i spun numele. Dar tu purtai numele lui tatu. Deci te-ai recunoscut. Omă. Că dacă nu purtai numele, că pe vremea la legea aia, dacă nu aia... dacă nu te recunoștea omul ăla, deci tatu a fost original, nu mai era obligat să plătească pensia alimentară. Că tu ai avut pensia alimentară, tata, da, mie mergi. Nu mai era obligat, dar nu s-a înțeles cum mama aia. Nu s-a înțeles, aia e. Aia era foarte bună lucru, dar cu omul ăla, bunica, care nu trebuie să spune. Dar dacă fac o anchetă așa logică, relațională și... N-am nimic multe dalea, că noi avem secrete. Suntem tâmpiți, ne ascultem în gunoiul supreși, știi? Nu tata, omul ăla care cunoscut, deci tu ai halit pensie alimentară. Deci mama aia au și salariul ca muncit, dar tu ai halit pensie alimentară. Ar trebui să-ți facă de nepotica ta, Alexandra, că halește și aia. Uite, nu halește pensia alimentară, că eu n-am venit să-i dau. Și-mi pare rău. O să trebuiască să găsesc o sursă de bani, să-i dau la fată și retroactiv. N-am ce să fac. Și nu trebuie să mă dea aia în judecată. Îi dau retroactiv, văd și-o pula mea, recalculăm alea. De ce? Nu vreau să ajung în situația ta. Că ți-a fost tot timpul frică de reproșuri, dar nu, ești curajos. Ești ce
cel mai curajos bărbat în lume. Ți-ai ales chiar la perfecție. A doua născută fată să fie șefă. Da, da, pe tine te duream pură, ea n-ajungea șefă, că a ajuns și la postul șef figurat. Dacă nu eram eu, că fata nu mai termina facultatea. Da, da, să lăsați. Dacă nu intrăm tare în ea, păi ce dracu, am jucat și rol de frate și de tată, tu ce dracu făceai, visai? La cai verzi pe pereți, ce pula mea făceai? Că trebuia să te duci la fată. Bă, frate, ce faci, că lăsă facultăția? Eu tu și cum am luat-o pe fată, sigur. Băi, eu sunt un exemplu rău, frate. Eu regret că m-am lăsat de facultății, că trebuia să termină facultatea, frate. Nu face ca bine. Bine că își termină facultatea. Și a ajuns șeful, că deodată s-a transformat, dar n-a ajuns imediat. Deci, tată, nu ai fată și tu. Dar nu datorită ție, că te duream pulă. A, lasă, tată, lasă. Și am luat-o tare, băi, tu ești chiar sigură că o relație în ziua de astăzi cu atâtea tentații, mai ales că suntem timpuri moderne, muncești femeile și bărbații, păsebi 100%. Și parcă am avut gura aurită cu căcarea. S-au certat, îi vedeam pură, mă, mocnea, bă, împăcați-vă. Că zic eu, Sebi, o să ajungă și tu, singurii cu Grace, că nu poate să stă o femeie cu oră. La urmă, are și o limită, poate tentată de banii lui ăla, că mă urcă, poate bogat. Dar nu pot să suport până la urmă, o la urmă. Până la urmă, e lumea ta. Mai ales că a făcut cel mai independent. Dar mi-a plăcut că te ține. Vreau și eu ca Dan să fug gagici mici. Wow! E bine că îți dorești ceea ce nu ai. Dar ai grijă ce îți dorești. Eu îmi doream o familie, un copil. Nu zic că lumea și era în Georgia. Mai devreme, mai târziu făceam, dar discret. Dar nu jigneam. Să am și eu găgici mici. Nu, da, nu ești cam bătrâios pentru găgici mici, zic eu. Dacă propria ta nevastă e nemulțumită și atât de nervoasă, înseamnă că ai îndurată ca ceasă. Dar am tăcut din grămașii, ziceam, bă... Unu, pentru găgici mici îți trebuie pulă, orică ești bătrânit, orică ești tânăr. Îți trebuie bani. Că de cât, și mult și puțin poți, ești fără bani, zic eu, că se ne pot. Îți trebuie un ambient frumos. Depinde, trebuie să fii și empatic, ceea ce tu nu ești. Nu trebuie să-i demonstrezi neapărat fetii ceva. Bă, sunt multe condiții. Cum empatic? Caută în dicționar de psihologie ce e empatie. Adică să știi să te comporți cu ea, că unele vrea mai dur, altele mai romantic. Altele nu știu cum, altele sunt zăpăcite, o ia la fugă, op, lasă-o să ia la fugă, domnul Erecu, vorba lui aia. După femei și după tramvai să nu alergi niciodată, că vine oricând alta. Cum? Aaaa, am mai văzut astea. O văd și pe soare, ba, fuge, fac eu, wow, fac eu. Face sport. Și am zis, s-a apucat de sport. Știu că e bunul la sport. Bă, dar are o viteză, dar zis, n-a tăpunat în jos lucru. Fuge aula. Acum o aștept când trebuie să facă cumpărături. Bă, dracu, are aceeași dată de expirare toate conservele care mi le-a duce, care zbarau prima de conserve. Cumpărăturile sunt făcute de mult. Mâncarea e răsfăcută și ea e veche, mie se bube în continuu la bot, că am alergii la mâncare veche. A cumpărat-o pula mea de în 1900 toamnă, a luat și de la mămaia ta pe Olina, că și ea era țăcănită, și îmi dă toate vechiturile, să-mi bag pula. Zici că vrea nebuna să mă omoare. Toate toxinile din lume, o, să-mi bag pula.